Facă Domnul așa cum a cântat, să nu lipsească niciunul. Amin. Pentru că așa a fost și mesajul profetii din această dimineață, că El își dorește ca niciunul să nu lipsească. Din casele noastre, familiile noastre, toți cei care suntem aici, rudenile noastre, și Domnul să aducă la mântuire pe cât mai mulți. Amin. Amin. Aș vrea să vă rog să stați ridicați. Citesc un singur verset din Roman, capitolul 14, versetul 19. Iar în urma citirii l-aș ruga pe fratele Onuț personal să se roage pentru călăuzire peste acest cuvânt care este binecuvântat, ca Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să-L binecuvinteze în inimile noastre și nu în ultimul rând și pentru mine personal. Amin. Versetul 19, Romani, capitolul 14. Așadar, să urmărim lucrurile care duc la pacea și zidirea noastră. Hai să mai recitim o dată, pentru că e scurt și plin de esență. Așadar, să urmărim lucrurile care duc la pacea și zidirea noastră. Amin. Prin fratele Ionuț ne rugăm. Un subiect foarte delicat, subiect foarte, dintr-un anumit punct de vedere, și controversat, atunci mai ales când vorbești despre încredințări. Principiile sunt principii, de la ele nu este rabat. Și cuvântul Domnului, prin versetul care l-am citit, ne îndemna în această dimineață să urmărim, să umblăm, să căutăm lucrurile care duc la pacea și zidirea noastră. Biserica primară, spune cuvântul Domnului în Fapte, că se bucura de pace. Aveau mai multe activități acolo și printre altele spune că se bucurau de pace și cu ajutorul Duhului Sfânt se înmulțea. Biserica Betel din München, poate că la prima vedere ne uităm și zicem, este pace, este liniște. Dar privind poate mai adânc, fac o paranteză, ca și când te duci la dentist, și se uită la un dinte de-al tău și zice, trebuie să-i facem o radiografie. Pentru că pe de afară se vede bine. Și când te duci acolo și te pune la aparatul ăla și îți arată un film și îți arată, pe de afară se vede bine, dar înăuntru e problema. Deci trebuie lucrat înăuntru ca să nu-l pierzi. Având în vedere și faptul că trebuie să fim foarte înțelegători și foarte conștienți de faptul că bisericile din diaspora, adică în afara României, sunt formate mai mult sau mai puțin de frați, de surori, de participanți, de prieteni, cum îi numim noi, care vin din toate zonele României aproape. Cu ani în urmă făceam o strigare dincolo pe Iosif Doligă Bogan și spre surprinderea mea, și poate și a voastră, cei care vă mai amintiți, ne-am dat seama că începând din Botoșani, Dorohoi în sus, nu știu ce vine mai încolo, astăzi avem și din Republica Moldova, vorbitori de limbă română, Domnul să-i binecuvinteze. Aproape cam din toate regiunile avem în biserică. E foarte ușor, de exemplu, într-o biserică din România, dintr-un oraș oarecare, să păstrezi și să menții o anumită direcție, o ordine interioară a bisericii. Pentru că dacă nu-ți convine, te mulți două străzi mai încolo. Dacă, știu, ți se pare ceva mai cu semnul întrebării, te duci vă patru străzi mai încolo, că mai este o biserică, nicio problemă. Realitatea Bisericii Betel din München este asta, pentru că suntem formați din
oameni, din frați, surori care venim din aceste zone a României, chiar dacă l-ați primit pe Domnul Iisus Hristos aici în Biserica Betel, suntem influențați de cultură, de obiceiurile respective de unde veneam. Dar în dimineața asta și în ziua de astăzi, mă rog și mă alătur rugăciunii făcute de fratele Onus ca Domnul să lase o cercetare peste fiecare dintre noi. Domnul să lase claritate în anumite lucruri și tot ce vom face, ce am făcut, ce facem și ce vom face în Biserica lui Dumnezeu Betel München, să fie spre zidirea sufletelor noastre. Vedeți dumneavoastră că lumea în care trăim, societatea în care trăim, nu știu dacă se mai poate vorbi în ziua de astăzi despre principii. Încet, încet, cuvântul ăsta începe să dispară cumva, sau să fie diminuat și să fie înlocuit cu opinie, să fie înlocuit cu dreptul meu, dreptul tău. Dar biserica este chemată să fie lumină. Și dacă biserica nu are principii, cine atunci? Lumea de afară, societatea în care trăim, vrând nevrând, este cumva fragmentată sau divizată în mai multe segmente de acțiune, așa, și mi-am notat câteva aspecte, de exemplu, infrastructura, drumurile. Cine reglementează cum trebuie să circuli? Dacă ai mașină, sau și pe jos, sau și cu bicicleta. Știți că dacă mergi cu bicicleta pe sens invers, poate să-ți ia carnetul de condus dacă ai carnet de șofer? N-ați știut. Fiți atenți acum. Deci mereți pe partea care trebuie. Să nu cumva să treceți pe roșu, dacă arată roșu la pieton, a, eu sunt cu bicicleta, știi, imediat. Nu, 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 mare grijă că-ți ia carnetul imediat. Respectă. Deci cine reglementează? Există o lege și se numește legea circulației. Dacă scrie stop. Eu cred că sunt foarte multe semne de circulație care sunt valabile cam peste tot, în toată lumea, oriunde te duci. Acum, cu precădere, dacă mergeți în Anglia, cei care ați condus, eu n-am avut curajul nici să mă urc la volan, să conduc în Anglia sau așa, că exact invers trebuie să stai. Tot timpul aveam impresia că trebuie să pun piciorul pe frână sau să... Aia e pe dos, îți invers. Să nu mă înțelegeți greșit. În fine, infrastructura este reglementată, adică legea circulației zice așa trebuie circulat, dacă scrie 30, nu merg cu 40. Un frate de-a meu spunea, face, pe mine mă prinde radarul numai dacă îl pune dedesubt, adică să vadă dacă scrie 30, mă duc cu 28, atunci mă poate sancționa. Școlile, învățământul, reglementează această lege a învățământului, în școli. Armata, cine? Ministerul de Interne, nu, Ministerul Apărării Naționale. Care a făcut armată, știți despre ce e vorba. Religia. Și când spun asta, religia, mă refer în mod exclusiv la creștinism. Cine reglementează normele, principiile al creștinismului? Cine? Cuvântul lui Dumnezeu. Dreptarul învățăturilor sănătoase, așa cum îi spunea Pavel lui Timotei. Ce este un principiu? Ați auzit expresia că se folosește și eu am folosit-o și o folosesc, din principiu nu fac așa ceva. Ce este de fapt un principiu? Principiul este un element fundamental, o idee, dacă veți, o lege de bază pe care se întemeiază ceva.
poate să fie o teorie științifică, un sistem politic, juridic, o normă de conduită. Și aici putem extinde. Ce mai este principiul? Este o expunere, o propoziție admisă ca adevărată. Și de acolo putem deschide o paranteză și să rezulte alte principii. Ce mai este un principiu? Este totalitatea legilor și a noțiunilor de bază ale unei discipline. De exemplu, cum am zis, în învățământ există principii. Cu totul și cu totul deosebit este pentru biserică, pentru creștinism, atunci când vorbim despre principii. Pentru că, încă o dată, cine reglementează aceste principii este Cuvântul lui Dumnezeu. Nu vom reuși noi dimineața asta să vorbim despre toate principiile care le găsim în Sfânta Scriptură. Câteva doar, specuind versus încredințări. Încredințări personale. Mă gândeam în timp ce scriam aceste lucruri la cel mai vechi cod de legi pe care am învățat și în România când eram la școală, la istorie, este acel numit Codul lui Hammurapi. Istoricii spun că a fost scris undeva 1700 înainte de Hristos, care reglementau anumite lucruri. Alții presupun că au fost mai înainte și altele, numai că n-au fost scrise. Se păstrează, zice, că pe o stelă. Stela este o bucată așa dintr-o piatră sau care este gravată cu acele legi, undeva la Louvre, în Paris. O copie este la Berlin, cică. Și căutând online, mi-am dat seama că cele mai multe paragrafe, știți cum se termină, adică verdictul, pedeapsa capitală. Iau zis numai una, sau două, sau trei. Mi se pare banal, dar așa a fost atunci. Că dacă cineva acuză pe altcineva, fără să poată aduce vreo dovadă, acuzatorul va fi omorât. Deci dacă l-a acuz pe fratele Raul cu ceva și n-am nicio dovadă, cei care făceau parte din juriu sau din, nu știu cum erau formați atunci, judecător, spunea, make hold, cum zice un guru, la revedere. Dacă cineva fură fiul altcuiva, va fi omorât. Dacă un hoț este descoperit în timp ce fură, va fi omorât. Căutați-le și că le găsiți. În ziua de astăzi, cred că se mai practică undeva prin țările astea, din Asia Mică, știu eu, Afganistan sau așa mai departe, dacă te-o prins că ai furat, îți taie mâna. Probabil că de aceea se referă cuvântul Domnului când zice că dacă ochiul tău te face să cazi în păcat, scoate-l. Dacă mâna, tai-o, că mai bine să intri în viață, ciung sau orb, decât să pieri în pedeapsa ghenei, adică pentru totdeauna în focul cel veșnic. Dumnezeu să aibă milă de noi. Terminăm cu codul ăsta, că e tare groaznic. Fraților, voi ați fost chemați la slobozenie, Galateni 5. Numai nu faceți din slobozenie o pricină ca să trăiți pentru firea pământească, ci slujiți-vă unii altora în dragoste, căci toată legea se cuprinde într-o singură poruncă, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Și continuă marele apostol Pavel și le zice celor din Galatia, dar dacă vă mușcați și vă mâncați unii pe alții, luați seama să nu fiți nimiciți
unii de alții. Zic, dar umblați cărmuiți de Duhul și nu împliniți poftele firii pământești, căci firea pământească poftește împotriva Duhului și Duhul împotriva firii pământești. Sunt lucruri potrivnice unele altora, așa că nu puteți face tot ce voiți. Nu putem face tot ce voim, dar dacă vă mușcați și vă mâncați unii pe alții, din cauza principiilor? Nu. Din cauza încredințărilor personale. Aș vrea prin harul Domnului să enunț câteva principii. Ne folosim de Sfânta Scriptură și aș vrea să deschideți la 1 Corinteni, capitolul 6, versetul 12. Vreau să mă urmăriți. Toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos. Toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos. Ce enunță Marele Apostol Pavel, mânat de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu? Ce principiu enunță aici? Principiul utilității. Adică dacă totul îmi este îngăduit și nu toate sunt de folos, nu e așa că mă lasă liberul arbitru să decid și să gândesc, îmi este de folos sau nu-mi este de folos? Și ce ar folosi unui om să câștige toată lumea, dacă și-ar pierde sufletul? Sau ce ar da un om în schimb pentru sufletul său? Principiul utilității, principiul folosinței, adică alegerea care am făcut-o în dreptul unui respectiv, lucru respectiv, serviciu și așa mai, puneți ce vreți dumneavoastră, îmi este de folos, nu-mi pune în pericol mântuirea? Știți cântarea, mă gândesc că o știți, de a-și ajunge cea mai mare slavă pământească. În zadar, dacă îmi voi pierde slava mea cerească. Și auziți acum, spunea Niculiță Moldoveanu în cântare, ce folos, slavă fără de Hristos. Versetul 2. De a-și avea toți banii lumii, să-mi stea vraf arginții, bogăție cât de multă, în zadar, adică la ce folos, dacă îmi lisește aurul credinței, ce folos, aur fără de Hristos. Versetul 3. De a ști toată înțelepciunea cât e sub soare, adică să ai o școală, facultăți peste facultăți, și titluri peste titluri, în zadar dacă îmi lipsește înțelepciunea aia care mă mântuie. Ce folos, minte fără de Hristos. Strofa 4. De aș fi omul cel mai tare de pe lumea toată, adică mușchi, grămadă, să merg la sală non-stop, să ai un corp așa, Arnold Schwarzenegger să fie zero. În zadar, dacă mă înfrânge pofta desfrânată, ce folos, au zis tineri, tânăr, fără de Hristos. De a-și cuprinde lumea întreagă, tot al meu să fie, în zadar, dacă îmi pierd viața cea din veșnicie, ce folos, dacă mor fără Hristos. Principiul utilității al folosinței. Alege-L pe Hristos și înainte de a face o alegere, puneți simpla întrebare. Hristos ar alege ce vreau eu să aleg? 2.
Toate lucrurile, rămânem în 1 Corinteni 6, cu 12, toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nimic nu trebuie să pună stăpânire pe mine. Principiul robiei, principiul controlului. Cine pe cine stăpânește? Cine pe cine are în mână? Ioan 14 cu 30. Mântuitorul enunță și vorbește ucenicilor și le zice: nu voi mai vorbi mult cu voi, căci vine stăpânitorul lumii acesteia, adică diavolul. Auziți, el, adică diavolul, n-are nimic în mine. Fiule, dă-mi inima ta mie și să găsească plăcere ochii tăi în căile mele. Îi dau inima lui Hristos, 80%. Dar 20% a cui? Îi dau inima lui Hristos, 95%, dar 5% a cui? Îi dau 99,99%, dar 0,1% a cui? Ce spuneți, frate Günther, dacă soția dumitale ți-ar zice: te iubesc 99%? Păi nu te-ai gândit la 99% și te-ai bucurat de 99%, că te-ai gândit: bă, dar 1% care-i problema? Tot! De ce? Pentru că El, Dumnezeu, a dat tot pentru noi. Nimic nu trebuie să pună stăpânire. Am găsit o expresie și mi-am adus aminte de ea. Adică este o expresie, eu nu știu cum să o numesc acum, dar vă spun și apoi trageți dumneavoastră concluzia cum vreți să o luați. Semene un gând, culegi o faptă. Semene o faptă, culegi un obicei. Semene un obicei, culegi un caracter. Semene un caracter, culegi un destin, o veșnicie. Totul începe de la un gând. De la un gând. Pentru că aici vrea diavolul să ne prindă, să ne robească, la nivelul gândului, în primul rând. Și atunci gândul rodește, încolțește și produce o faptă. Fapta rodește, încolțește și produce ce? Un obicei. Și te trezești că la un lucru la care te-ai gândit, dintr-o dată tu îl practici, așa îți vine așa fără să faci nimic. Un obicei, pur și simplu. Obiceiul îți formează un caracter. Și caracterul zice ori la stânga, ori la dreapta. Veniți binecuvântați tatălui meu de mușteniți împărăția, care v-a fost pregătită înainte de întemerea lumii. Pentru că am fost gol și m-ați îmbrăcat, am fost flămând și mi-ați dat de mâncare, am fost în spital, ați venit și m-ați vizitat. Când te-am văzut noi, Doamne? Ori de câte ori ați făcut lucrurile acestea, unui foarte neînsemnat frate al meu, mie mi le-ați făcut. Și celorlalți zice, partea aialaltă, pentru că voi n-ați făcut. Cine pe cine stăpânește? 1 Corinteni 3 cu 10. Dar înainte de a citi 1 Corinteni 3 cu 10, urmează să vorbesc despre următorul principiu, și anume principiul edificării, care îl găsim în aceeași epistolă lui Pavel, la capitolul 10, versetul 23. Toate lucrurile sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos. Deci repetă ce spunea în capitolul 6. Și acum, toate lucrurile sunt îngăduite, dar nu toate zidesc. Principiul edificării. 3 cu 10.
După harul lui Dumnezeu care mi-a fost dat, eu ca un meșter zidar, spunea Pavel înțelept, am pus temelia și un altul clădește deasupra, dar fiecare să ia seama bine cum clădește deasupra. Și enumeră și zice, dacă cineva clădește pe această temelie, aur, argint, pietre scumpe, lemn, fân, trestie, toți zidesc. Lucrarea fiecăruia va fi dată pe față, ziua Domnului va face cunoscut, că se va descoperi unde? În foc. Și focul va dovedi cum este lucrarea fiecăruia. Dacă lucrarea zidită de cineva pe temelia aceea rămâne în picioare, el va primi o răsplată. Dacă lucrarea lui va fi arsă, își va pierde răsplata, cât despre el va fi mântuit, dar ca prin foc. Să nu ajungem aici. Atenție mare ce zidim, ce pui pe temelie, lemn mult, paie, fân, cât de mult, să se vadă mult, mult, mult. Și vine focul și rămâne un pumn de cenușă. Poate mai puțin. Dar dacă pui un mărgăritar, cât de mic, o bucățică cât de mică, vine focul, aurul, știi ce se întâmplă cu aurul, strălucește mai tare după aia. Dar rămâne tot acolo. Important este ce pun pe această temelie. Și atunci, cum e cu încredințările? Roman 14, Cornilescu a pus titlul acestui paragraf din Scriptură, așa cum spunea cineva, de la versetul 13, să nu jignim pe fratele nostru. Toate lucrurile sunt îngăduite, dar nu toate zidesc. Adică să nu jignim acum. Cum adică? Bine este versetul 21, auziți. Nu vreau, aveam de gând să citesc tot, dar cam lung. Bine este să nu mănânci carne, să nu bei vin, să te ferești de orice lucru care poate fi pentru fratele tău un prilej de cădere, de păcătuire sau de slăbire. Încredințarea care o ai, păstrează-o pentru tine înaintea lui Dumnezeu. Dacă tu consideri că pentru tine este lucrul ăsta păcat, mâncarea asta, păi nu face din lucrul ăsta și pentru fratele tău același lucru. Să impui lucrul ăsta și lui. Dacă pentru, un exemplu, pentru fratele Patrick, e păcat să mănânce caldaboș, știu eu, dar știu că lui plac. Alte lucruri de genul ăsta, nu? Să mi le dea mie atunci. Îs lucruri așa de simple. Hai să vă zic ceva. Eram în 88 sau 89, cred că, înainte de Revoluție, bineînțeles, eram în Nürnberg. Nu erau biserici românești atunci, penticostale, erau singură grupare a bisericii baptiste în Nürnberg, unde ne întâlneam toți acolo. În fine, prietenul meu cu care am fugit din România, nu știu cum a ajuns că este o biserică a fraților așa, să nu dau nume, că nu e ok. Zic, hai să mergem vineri seara la el adunare, mergem. După ce s-a terminat biserica, bineînțeles, eu fiind la adunare, am zis, vreau să cânt o cântare. Cei care erau acolo în frunte mi-au luat caietul de cântări, l-au controlat fiecare vers ce scrie, nu cumva să le dau peste cap doctrina. Și au zis, cântarea asta vreți cânta? E bună, cânt-o. Am cântat-o. După ce termina biserica, tinerii, câți erau? 5-6 tineri acolo, iar noi doi. Hai să mergem undeva să mâncăm o pizza. Mergem să mâncăm o pizza. Eu nu m-am gândit că nu făceam pentru nimic în lume. Ce voi ce comandați? Zi, o pizza salami. Și colegul meu și el, pizza salami. El a luat cu frunză, cu nu știu ce, cu rucola și brânză, atât. Nu ne-am dat seama. Când să plecăm de acolo, noi nu aveam mașină, trebuia să mergem cu mașinile lor. Nu a vrut să stea niciunul lângă noi. Bă, dar ce le-am făcut la oamenii ăștia? După aia, după ce am ajuns noi la lagăr, așa, acasă, lagăr era, clădirea aia unde eram cazați noi acolo, azilanții, îmi zice Florin, face, bă, noi nu trebuia să mâncăm, măi, de porc. Și da, mai dreptate, mă, dar cum am greșit așa? Nu ne-am dat seama, noi ne-a fost foame. Și, nu.
Dacă știam, nu făceam a ruptul capul. Adică dacă știam, știam, dar n-am fost pe fază. I-am făcut pe oamenii ăia să păcătuiască, adică să păcătuiască, să ne judece, cum să, bă, necurați. E problema, dragilor, cu încredințările astea. Eu nu vreau să intru în subiectul ăsta foarte sensibil și personal, cu teamă de Dumnezeu, vreau să respect încredințarea fiecăruia în anumite domenii. Dar vă rog în numele Domnului Iisus Hristos, așa cum ne învață Scriptura, păstrați-o pentru dumneavoastră. Și eu am încredințări. Le păstrez pentru mine. Știți că când a început creștinismul în România, penticostalismul sau cum să-l numesc, erau atâtea lucruri care erau socotite păcat. Nu aveai voie să te îmbraci cu haine colorate. Doamne feri să fi venit la biserică, știu eu, cu un tricou oranj sau cu o fustă roșie sau... Păi erai exmatriculat. Nu aveai voie să te dai cu bicicleta, auzi, să mergi cu bicicleta. Că era păcat. Ce mașină! Eu țin minte că era mai mărișor așa un pic și... A apărut prima mașină la noi în biserică. Un frate din biserică a avut harul cumva, posibilitatea să meargă în Libia să lucreze, a venit înapoi și cu primii bani și-a cumpărat o mașină. Era singura mașină împarcată în fața adunării. Ei, dacă te duci astăzi în România, parcarea ce la noi aici e zero, vă spun eu. Ce mașini vezi acolo? Și apoi toți frații, bă, o păcătuit, o, știu eu, nu va fi mântuit. Instrumentele. Și în ziua de astăzi mai sunt biserici unde nu se folosesc instrumente electronice. Mi-aduc aminte că am fost invitați undeva în zona României să cântăm la o nuntă. Și noi, chitări electrice, un keyboard micuț, nici nu ni s-au spus. Noi am intrat în biserică, pune o boxă acolo, pune o boxă dincolo, pune, știu, keyboard-ul acolo, chitările, am făcut un pic de probă la început, s-o uitau frații la noi în biserică. Nici o cântare n-am primit să cântăm. Cineva, o soră care era cu noi, sora mea, care era cu noi, a vrut să recite o poezie. Da, mânecă scurtă. Nu-i voie. N-am știut. După ce am aflat din ce cauză, instrumentele lumii, citiți cartea psalmilor, să vedeți câte feluri de instrumente. Într-adevăr, la templu erau folosite permise trei instrumente, tipuri de instrumente. Dar când David spune, lăudați pe Domnul cu tot felul de instrumente, dar să-L laude pe Domnul. De curând am scos tobele din keyboard și le-am pus acolo. Probabil că pentru unii este un șoc cumva, bă, o păcătuit ăștia, nu mă mai duc la Betel că-s păcătoși, au cumpărat bubuituri de la tobe în biserică. Oricum vreau să vă spun, acum a fost nu de mult un frate păstor la noi în biserică și stăteam acolo și îmi spunea, cine e băiatul ăla care e Alex? Acum tu ești singurul care, că nu e altul deocamdată. Cine e băiatul ăla? Zic că e un băiat de la noi. Ce, bă, ce simț are, mă. Nu e agresiv în foarte fain, felicitări. Se mă trebuie pocăite și tobele alea, da, și toboșarul în primul rând să fie pocăit. Ca pe și tobele sunt pocăite, da? Chitaristul să fie pocăit, ca pe și chitara e pocăită, pianistul să fie pocăit, ca pe și pianul e pocăit și toate alea. Vedeți? Așa de ușor putem să ajungem, cum spunea Pavel celor din Galateni, dacă vă mâncați unii pe alții și vă mușcați. Voi ați văzut oi să muște? Turma pășunii mele, oi, da, oițe, mielușei, îi spunea lui Petru, paștele.
Oaia nu mușcă, dragilor. Nu mușcă. Cine mușcă? Ziceți tare. Capra. Nu lupul. Lupul te mâncă. Capra, țapul, știu eu. Ăia mușcă. Câinele ciobănesc. Domnul să lase pace în mijlocul nostru. Dacă consider că e un păcat, dragul meu, să ai mașină, hai pe jos de la adunare, dar vin-o la adunare, nicio problemă. Dar atunci mă întreb ce cauți în metrou? Sau în mijlocele de transport, în autobuz? Cu siguranță că aici trebuie să fim și un pic de înțel, puțin mai mult înțelepți și să avem discernământ. Păi nu câștig 1500 pe lună, din care plătesc 800 chirie și îmi cumpăr o mașină de 60.000. Nu? Când n-am terminat de plătit, e 80.000 mașină. Plătesc de... Nu. Să fim înțelepți, să avem chibzuință aici. Amin. Nu știu cu ce să mă duc mai departe. Când e vorba despre încredințări, dragilor, sunt câteva lucruri în Biserica lui Hristos care, în loc să ne ducă la unitate, ne-au despărțit. Lucru cel mai, sărbătoarea cea mai frumoasă a Bisericii, cina Domnului, în loc în unele biserici să producă unitate și părtășie frumoasă, s-au certat frații de la pâine, s-au certat frații de la rodul viței, s-au certat frații de la pahar sau păhărele, cum vreți să le numiți. Și mai bine au zis, eu cu ăștia nu mă împărtășesc. A fost într-o biserică nu de mult și în diaspora și a venit fratele păstor și mi-a zis, frate Nicu, nu te supăra, la noi în biserică nu se poartă verighetă. Azi bine, frate, nicio problemă. M-am dus la baie, ata m-a închinuit să o dau jos, că era deja crescut, acum am tăiat-o, nici nu mai am, că pusesem un pic pe mine și îmi făcea probleme la deget. Și m-am chinuit și am dat-o jos și mă uit în oglindă și văd cravata. Zic, o dau și pe asta. Dar ce era mai important pentru biserica respectivă? Să mă fie arătat de obățos, să mă fie arătat eu. Păi, dar nu mă interesează, că la noi, la München, se poartă verighetă, poftim. Frații poartă și cravată. Ce era mai important? Să-mi arăt eu mândria mea și încăpățânarea mea decât slujba care am făcut-o acolo, cântarea să fie primită, să fie acceptată, să fie biserica zidită. Așa trebuie. Nicio problemă. Care e problemă? Dar nu țin la el, dă-le în drumul lor. Important este ca biserica să fie zidită. Când biserica este zidită, Hristos este slăvit. Prin absolut tot ceea ce faci și facem. Postul. Unii au încredințarea că rămânem tot în contextul cinei Domnului, că dacă nu postești 3 zile înainte de cină și nu te rogi, nu ești vrednic. Dă-mi voie să spun, poți să postești, dacă la începutul lunii e cina Domnului, poți să postești toată luna până la următoarea cină să te rogi, că tot vrednic nu ești și nu voi fi. Lucrurile astea mă apropie de Dumnezeu, postul și rugăciunea. Lucrurile astea mă ajută să mă sfințesc, să-mi sfințesc viața, dar nu mă face vrednic. Vrednic mă face însuși sângele Domnului Iisus Hristos. A venit un frate și m-a întrebat, frate, are voia mea soția, are voie soția mea să postească? Pentru că ea alăptează. Zic, băi, nu, m-am supărat. Dar cine ți-a zis? Cum, măi, soția ta alăptează bebelașul ăla? Păi dacă ea postește 3-4 zile, păi cu ce se satură bebelașul ăla? Zic, las că o să aibă vreme să postească, nu te teme. Spune din partea mea asta că nu, ea are o prioritate acum să dea de mâncare copilașului. Zic, postește tu pentru ea.
Eu știu că aici am ajuns în zone sensibile, dar aș vrea să știți, în primul rând, punctul meu de vedere și dacă frații probabil au alt punct de vedere, știi cum zice Pavel, ci că în ceea ce credem, la oaltă împreună, să mergem împreună, iar în alte lucruri, Duhul Sfânt vă va lumina. Încă un principiu după care închei. Nu vă învață chiar și firea că este rușine pentru un bărbat să poarte părul lung? Bunul simț. Și aici e vorba despre ținuta femeii în biserică și a bărbatului, nu numai femeii. Bunul simț, dragilor. Atenție mare. Și acum spunea cineva că s-ar putea să vină Domnul prin iulie. Atenție mare. Să nu fim prilej de poticnire pentru nimeni, că și pentru al mai slab a murit Hristos. De dragul păcii, ca să fie pace în biserică, să nu stricăm cuvântul lui Dumnezeu. De dragul păcii, să nu stricăm sfințenia lui Dumnezeu. Și un ultim principiu care am vrut să-l zic, este enunțat de Marele Apostol Pavel în Galateni 6:7, pe care închei. Nu vă înșelați, Dumnezeu nu se lasă să fie batjocorit. Ce seamănă omul, aceea va secera. Ce pui în pământ, aia iese afară primăvara sau mai târziu. Ce seamănă omul, aceeași va secera. Principiul secerării, a strângerii recoltei. Cine seamănă în firea lui pământească va secera în firea pământească, putrezirea. Dar cine seamănă în Duhul va secera din Duhul viața veșnică. Dumnezeu să ne ajute. Dumnezeu nu se lasă să fie batjocorit. Când am vorbit despre principiul edificării, a zidirii, zice Pavel în Efeseni, atunci când vă adunați la oaltă, în Corinteni, în Corinteni, 1 Corinteni, cred că capitolul 14, când vă adunați la oaltă, dacă unul dintre voi are o cântare, o vorbă în altă limbă, un îndemn, tot ce face să se facă spre zidirea sufletească. Efeseni zice, vine la un moment dat tot Apostolul Pavel și zice, vorbiți între voi cu psalmi, cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești. Când vă întâlniți la oaltă, ce să discută? Sunt lucruri care zidesc? Sunt lucruri care edifică? Când ne întâlnim aici la oaltă în biserică, ce discutăm, ce vorbim noi? Din cuvântul lui Dumnezeu, da. Cuvântul lui Dumnezeu este dreptarul învățăturilor sănătoase și spunea Pavel lui Timotei că el și mustră ca să-mi dea înțelepciune omului neprihănit să fie destoinic și bun pentru orice lucrare. Ceea ce am citit aici, principiul secerării, ce semeni, aceea culegi. Dacă se poate copiii puțin în spate, frații de ordine, că numai când am vorbit cu voi, da. Paranteză. Știți cum zic frații de ordine că unii numiți bau-bau? Deci ei nu-s bau-bau, sunt frații de ordine. Care au grijă să fie bine în biserică, să ne simțim bine. Încă câteva gânduri și dați-mi voie că închei imediat. Ceea ce am citit deci din Galateni capitolul 6, ce seamănă omul, aceea va secera. Continuă și zice mai departe, să nu obosim în facerea binelui, căci la vremea potrivită vom secera dacă nu vom cădea de oboseală. Are de-a face cu dărnicia, dragilor.
are de-a face cu dărnicia. Știți un verset din Scriptură în care însuși Dumnezeu zice, puneți-mă la încercare? În ce context vorbește Dumnezeu și zice, puneți-mă la încercare și veți vedea dacă nu voi? În ce context? Aduceți la casa Domnului. Ziceți că vă purtați bine cu mine, Dumnezeu. Nu, căutați să mă înșelați. Cu ce, Doamne, că noi venim la adunare? Noi participăm, noi facem, noi dregem. Cu ce? Zice Dumnezeu, cu zeciuielele voastre. Zecimile, cum spun frații adventiști. Când? Și aici ce am citit în Galateni 6 are de face cu dărnicia. Eu știu și mă rog, Domnule, pentru toți acei care procedați și sunteți partea binefacerii din biserică. Știu că unii dintre dumneavoastră ajutați în altă parte. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Știu că unii mâncați la McDonald's și plătiți la Burger King, de exemplu, ca să mă înțelegeți. Evanghelia asta nu-i pe bani. Slujitorii ăștia care sunt aici, împreună cu mine, nici unul dintre noi nu este plătit. Mă aude cineva? Din când în când, ca să se știe lucrul ăsta, fratele Dani Popa, care este administratorul bisericii, mai cumpără așa câte un set așa de tank, gutshine, adică de cărți de alea de tancat, și mai dă la unii frați care vin de departe să slujească vouă și nouă. Cam atât. Zice Iisus, căutați mai întâi și neprihănirea, căutați împărăția și neprihănirea, și apoi pentru celelalte lucruri mă îngrijesc eu. Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. Ori va urâ pe unul și va iubi pe celălalt, ori îl iubește pe celălalt și îl urăște pe ălalt. N-ai cum, n-ai cum. De aceea gândiți-vă bine. Casa asta de rugăciune trebuie întreținută. Sunt niște costuri enorme. Atunci când vorbeam cu frații și le spuneam la frații vizitatori care au fost pe la noi și le spuneam câtă chirie se plătește și ce costuri avem și așa mai departe, wow, atâta de mult, zic, da, așa, lejer, da, care e problema? Nu. Dar gândiți-vă bine, eu nu vreau să impun nimănui absolut nimic. Dacă ai încredințarea că trebuie să, știu eu, biserică de la nu știu unde, după nu știu ce, voi, de unde vii, trebuie să susții acolo mai departe, Dumnezeu să te binecuvinteze. Dar fii atent că vii și aici la adunare. Dacă ai încredințarea că trebuie să ajuți ceva săraci în altă parte, cuvântul Domnului ne învață să cercetăm pe orfan și pe văduvă necazurile lor. Ce înseamnă asta? Nu să te duci prima dată cu sacul plin. Să vezi care e treaba de fapt. Că în ziua de astăzi dați-mi voi să vă spun, e plină lumea de puturoși bisericile noastre. De leneși. Care nu vor să muncească. De ce să muncească că îi trimiți tu 50 de euro pe lună? De ce? Mai vorbi cu unul cu altul și aici în biserică, zic, bă, fii atent, măi omule, să dă Dumnezeu, nu zic să nu faci, treaba ta, Dumnezeu îți va răsplăti. Dar dacă tu faci un bine, fă-l în așa fel ca ăla să zică, așa cum zice Pavel în ziua cercetării, slăvit să fie Domnul când mi-a răspuns rugăciunilor. Nu să stea el așa frumos să se trezească pe la 11 și tu ești la 6 la lucru. Mă, mi-e ciudă, credeți-mă. Ești la 6 la lucru și el când se trezește, tu ești praf, ești rupt de obosit. Și îmi scriu mesaje, frate, trimite. Stai mă un pic, mă, că și în România se lucrează. Să câștigă bani frumoși în țară. Numai să vrei. Și am scris imediat, auzi, am vorbit cu cineva, cu un patron din România, zic că l-a angajat, trimite-l în coace, că îi dau de lucru cât vrea. Ce credeți, s-o dus? Cum zicem, Doamne Iisus, iartă-mă. Atenție! Ce seamănă omul, aceea va se cera.
Să nu ne înșelăm stăpânul în primul rând. Dumnezeu nu se lasă să fie batjocorit. Ce semeni ai acum, legii? Să nu cădem de oboseală. Poate că am devenit prea, unii prea zgârciți. Și datorită faptului că am văzut poate mai multe aspecte de genul ăsta de putoroșenie și de lene. Să semănăm cât mai este timp de semănat. Și aș vrea să închei cu un verset din 2 Timotei. Plugarul trebuie să muncească înainte ca să strângă roadele. Am auzit? Nu se duce plugarul și doarme din februarie până în iulie și face numai fiesta peste fiesta și în iulie se duce, scoate combina din graj, se ducă să recolte greu, dacă nu au pus nimic în pământ. Pentru că e un proces acolo, trebuie bulgărea sfărâmas, trebuie arat, trebuie grăpat, trebuie semănat, udat. Să mă audă cei de pe internet care ne urmăresc și ne trimit numai mesaje de ajutorare. Dumnezeu să ne dea discernământ. Acolo unde este nevoie vom face. Nu de mult am cumpărat o vacă la o familie. Așa da. Cumpărat o vacă. Mi-a scris. Nu știu, am simțit așa în Duhul meu că trebuie ajutat. Și am trimis pe cineva din România, zic, du-te, vezi care e situația acolo. S-a dus la fața locului, ne-a trimis poze și am zis, bă, e nevoie. Și printre altele ne-a zis, frate Nicu, lăsați-i acum, că ei trebuie acum de la sine să facă ceva. Bine, mesajul a mai venit, dar am zis, gata. Și voi trebuie, copii mari de 16-17 ani, vorba aia, bă, ăștia, afară, la lucru, la treabă cu ei, nu? Câmp, verdeață, acum vaca sunt bolnăvicică, în fine, mai sunt și doctori veterinari. Toate lucrurile să le face cu discernământ. Aș vrea să căi spunându-vă, aveți grijă de casa Domnului, primul rând. Aveți grijă de casa Domnului, de frați, de surori de lângă voi și Dumnezeu ne va purta de grijă de celelalte. Haideți să stăm ridicați. Am vrea în rugăciunea asta de final să venim înaintea Domnului și să spunem, Doamne, am înțeles în ziua de astăzi că toate lucrurile sunt îngăduite, dar nimic nu trebuie să pună stăpânire pe mine. Toate lucrurile sunt îngăduite, dar nu toate zidesc. Toate lucrurile sunt îngăduite, dar nu toate folosesc. Și ceea ce semăn sau am semănat și vreau să semăn de acum încolo, aș vrea să semăn potrivit cu cuvântul tău, ca la vremea hotărâtă, la vremea potrivită, să mi se spună, vino, slugă bună, rob bun și credincios, că ai fost credincios în puține lucruri. Noi vrea poate ca să avem sub autoritatea noastră mult, nu, Dumnezeu ți-a dat puțin, pentru că văzut poate că atâta poți să duci, nicio problemă, mulțumește Domnului pentru asta. Dar fă lucrarea asta cu demnitate, că ești în slujba Marelui Împărat. Și să nu uităm, Dumnezeu nu se lasă să fie batjocorit. Vreau să ne rugăm să ne încredințăm în mâna Domnului, săptămâna care ne stă înainte, dorindu-vă din toată inima o săptămână binecuvântată. Amin. Yeah.